Da, a fost o perioadă destul de grea. Pentru începută că fost... chiar la emisiunea asta, în urmă cu vreo 4 ani, da. Cu declarația făcută de tine. Da, era pe vremea pandemiei, dacă da, nu mă înșel. Era, nu, erai era pe Skype. Da, intrasem pe online. După o seară grea, o noapte scurtă, așa. Îți dai seama că nici nu-ți alegi foarte bine cuvintele, nu poți să fii foarte nici coerent, nici concentrat, nici absolut nimic. Dar după toată acea emisiune a trebuit să-mi dovedesc oarecum nevinovăția și că am spus o prostie într-un moment nepotrivit. Am făcut chiar proba detectorului de minciuni. Nu știe nimeni. Nu cred că s-a scris undeva sau ceva că am făcut lucrul pentru acesta. Pentru că ai vrut tu sau ți s-a vrut cerut? Eu. Da, nu mi s-a cerut. Mi-au comunicat cei de la ANAD că o să ia în calcul și lucrul acesta dacă vreau să fac. Dar exact așa mi-au zis, ești sigur că vrei să faci? Și zic, n-am absolut nimic de ascuns, știu că n-am făcut nimic, vreau să mă duc să fac. Ok, du-te. M-am dus, am venit la următoarea ședință cu toate rezultatele și cam asta a fost. În ce mod te-a afectat acea perioadă? Că bănuiesc că n-a fost ușor de... Păi am fost suspendat 3 luni. M-a afectat. Normal că m-a afectat. Doar prin prisma asta mă refer că ai fost suspendat. Nu știu, mental, cum era în perioada aia? Eram supărat pe mine, în primul rând, pentru că am vorbit prost, să zic așa. Și după stai și dovedește că ceea ce ai spus tu atunci n-a fost adevărat. Cam asta a fost. Crezi că a rămas cumva o pată, să spune, pe care nu, asta, din moment, din moment s-a ce s-a dovedit rezolvat. Că nu n-a fost nimic adevărat, cred că s-a rezolvat. Dacă ai trecut mai ușor peste, de exemplu, episodul de la Nu a fost, adică a fost o perioadă așa de câteva zile, după care am contactat un avocat foarte bun. I-am spus exact, asta e, la fel mi-a zis și el: Paul, în cazul în care ai făcut ceva, haide să ne asumăm, spui că ai făcut, pentru că dacă tu recunoști, pedeapsa s-ar putea să fie mai mică. Dacă tu spui că n-ai făcut și nu putem să dovedim lucrurile acestea, o să ai o suspendare de 2 ani de zile. Și zic, nu există așa ceva, n-am făcut nimic. Haide să... Și atunci a fost și ok, a venit proba detectorului de minciuni și el, nu știu câtă încredere avea în ceea ce îi spusesem eu până la un moment dat, dar când a văzut rezultatele, pentru că nu mai poți să păcălești acolo pe nimeni.